Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 25, și vom citi de la versetul 19 până la versetul 34, și apoi din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 23, versetele 39 la 43. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și Biblia ne spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Ca să putem înțelege gândurile lui Dumnezeu, avem nevoie de călăuzirea, iluminarea, ajutorul special al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne și rugăm și cerem călăuzirea Duhului peste mințile noastre, peste inimile noastre, peste întreaga asistență. Ne vom ruga fiecare în inima Lui. Cu voce tare ne va conduce fratele păstor Morar, este aici în primul tronson de jos. Va cere binecuvântarea Domnului cu voce tare. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuiel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa care era stearpă și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din oradele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său care îl ținea cu mâna de călcâi pe Esau și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată pe când ferbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau i-a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat numele lui Esau, i s-a dat numele Edom. Iacov a zis, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau i-a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov i-a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte, el a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Luca 23, de la versetul 39. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și apoi i-a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu începem în seara aceasta o săptămână dedicată studiilor pentru familie cu tema generală binecuvântările lui Dumnezeu pentru tine și pentru familia ta. Înainte de a intra în tema acestei săptămâni, vă rog să-mi îngăduiți câteva întrebări adresate personal, dar vă rog să nu ridicați mâna. Prima întrebare, cât de mult îți iubești familia? Cât de mult îți iubești familia?
Dacă ai putea să dai o binecuvântare familiei tale, ce binecuvântare ai rosti peste familia ta? Ce binecuvântare din partea lui Dumnezeu ai vrea să dai familiei tale? Care este cea mai mare nevoie a familiei tale? De ce are nevoie cel mai mult familia ta? Următoarea întrebare e pe o notă puțin diferită. Ești mulțumit de faptul că Dumnezeu a hotărât să te naști în familia în care ești? Ești mulțumit de familia ta? Dacă ai avea posibilitatea să o schimbi, ai schimba familia? Te-ai duce undeva într-o altă familie? Fiind într-o biserică în țară, am primit un bilețel micuț de la un copil mic. Și copilul a scris cu mâna lui, așa cum a putut pe un bilețel, în biserică: aș vrea să fii tăticul meu. Vă mărturisesc că m-a înduioșat vorba copilului și apoi i-am spus în sinea mea: nu știi ce ți-ai dori. Dar sunt oameni care sunt nemulțumiți de familiile lor. Acum, Dumnezeu care a întemeiat familia, Dumnezeu iubește familia și Dumnezeu binecuvintează familia. Dumnezeu a făcut un angajament public în fața întregii istorii și în fața întregului univers. I-a făgăduit patriarhului Avram că în sămânța lui va binecuvânta pe cine? Absolut toate familiile pământului. Dumnezeu vrea să binecuvinteze familia ta. Dumnezeu iubește familia ta. Dumnezeu cunoaște starea reală a familiei tale și a familiei mele. Dumnezeu știe care este cea mai mare nevoie a familiei tale și a familiei mele. Pentru că nici o familie de pe fața pământului nu a atins un nivel atât de înalt încât să nu mai aibă nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu există nicio familie care să spună: eu am ajuns atât de bine, atât de sus, atât de stăpân pe toate lucrurile, încât nu mai am nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. La polul celălalt, nicio familie nu a căzut atât de jos încât să nu poată fi binecuvântată de Dumnezeu. Indiferent cât ar fi de grea starea familiei tale, nicio familie n-a ajuns atât de jos încât să nu mai poată binecuvânta Dumnezeu. Nicio familie nu-i desăvârșită. Familia mea nu-i desăvârșită și nici familia ta. De aceea, în seara aceasta și în serile următoare, ne vom uita în lumina Scripturii să vedem care sunt lucrurile care opresc binecuvântările lui Dumnezeu peste casele noastre. E important să știm ce anume intervine între noi și binecuvântările lui Dumnezeu peste casa noastră, ca să le putem da la o parte. Vom vedea în lumina Scripturii care sunt lucrurile care aduc binecuvântările peste casele noastre și să căutăm lucrurile acelea. Dar pentru că niciunul dintre noi nu este desăvârșit și istoria vieții noastre și a familiei noastre a putut lăsa urme adânci și dureri adânci, poveri mari peste inimile noastre,
prin credință, prin rugăciune, în baza cuvântului lui Dumnezeu putem obține eliberarea inimii de orice povară. Și noi spunem, Doamne, dă binecuvântarea aceasta. În lumina Scripturii, prin credință și rugăciune, vom putea repara tot ceea ce se poate repara în casele noastre. Și nu poate să fie niciunul care spune, eu nu mai am de reparat nimic. Și în fiecare seară, Dumnezeul tuturor binecuvântărilor vrea să mergem spre casele noastre, împăcați cu Dumnezeu și binecuvântați în casele noastre. Și noi spunem, binecuvintează, Doamne, casele noastre. De aceea, în serile care urmează, vom avea următoarele subiecte. Mâine seară, binecuvântările lui Dumnezeu între sărutul trădării și sărutul iertării. Ne vom uita ce se întâmplă cu oamenii care au furat binecuvântările lui Dumnezeu. Ați auzit că sunt hoți de icoane, hoți de moaște, sunt hoți de tot felul de lucruri, de mașini. Ei, Biblia ne prezintă această situație extraordinară. Oameni care vor să tâlhărească binecuvântările lui Dumnezeu. Oare pot oamenii fura binecuvântările lui Dumnezeu? Și dacă încearcă să le fure, ce se întâmplă cu hoții de binecuvântări? O să ne întrebăm, Doamne, nu cumva și eu am furat? Nu cumva, pot spune și eu, nu-i singur Iuda vinovat? Marți seara ne vom uita la binecuvântările lui Dumnezeu între turnul Babel și scara cerului. Și vom încerca să vedem până unde au ajuns oamenii care s-au urcat pe turnul Babel. Și doi, să vedem cum anume pot urca oamenii pe scara cerului. Biblia ne spune că Dumnezeu are o scară și comentatorii Bibliei spun nu e o scară din asta ca a pompierilor. Este o casă a scării. Este ceva glorios. Ne vom uita să vedem ce se întâmplă pe scara aceea. Cum aduce binecuvântările lui Dumnezeu pe pământ, pe scara cerului. Miercuri seara ne vom uita la o altă temă. Binecuvântările lui Dumnezeu între dragostea romantică și căsătoria oarbă. Ați auzit că se spune în popor, dragostea este oarbă. Oare de ce e oarbă? Oare cum ajung îndrăgostiții să orbească? Și de ce orbiți fiind se căsătoresc orbi? Și vom vedea ce înseamnă nu când este furată mireasa, ci când este schimbată mireasa. Știți că la nunțile de prin România e și obiceiul acesta destul de neinspirat când se fură mireasa. Ați auzit de asta, așa? Ei, ne vom uita la ce se întâmplă nu când este furată mireasa, ci este schimbată mireasa. Mai pot să fie binecuvântări pentru cei care sunt orbi? Joi seara ne vom uita la binecuvântările lui Dumnezeu între dragostea condiționată și dragostea necondiționată. Până unde ești gata să mergi ca să obții dragostea cuiva care spune condiții? Te iubesc dacă. Până unde te duci? Ce înseamnă să întâlnești pe cineva care spune te iubesc chiar dacă? Necondiționat. Vom descoperi binecuvântările cerești
care vin de la cineva care ne iubește în mod desăvârșit. Binecuvântat să-i fie numele. Vineri seara, dacă vom ajunge până vineri seara, ne vom uita la binecuvântările lui Dumnezeu între păcatele trecute și promisiunile viitoare. Și vom încerca să răspundem la întrebarea până unde poți fugi și câți ani poți fugi de consecințele păcatelor. Până unde și până când? Și ce se întâmplă când te întâlnești cu consecințele păcatelor? Oare mai există binecuvântări? Duminică seara, tema va fi binecuvântările lui Dumnezeu între pocăința de suprafață și pocăința adevărată. Vom vedea cum s-a luptat Dumnezeu cu un om o noapte întreagă să-l pocăiască. Lui Dumnezeu i-a trebuit o noapte întreagă să îl ajute pe un om să se pocăiască. De când se luptă cu tine? Până când vei purta lupta cu Dumnezeu și cum se încheie lupta aceasta? Acum, ne vom uita la aceste lucruri în lumina Sfintelor Scripturi, conștienți că binecuvântările lui Dumnezeu sunt afirmate și garantate de acela a cărui cuvânt este da și amin. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt de două feluri. Binecuvântări generale și binecuvântări speciale. Binecuvântările generale a lui Dumnezeu sunt oferite tuturor oamenilor care se nasc pe fața pământului, pentru că sunt binecuvântările care fac posibilă viața pe pământ. Sunt binecuvântări generale. Când Domnul Iisus vorbește despre binecuvântările acestea generale, pe care Dumnezeu le dă tuturor oamenilor, indiferent de starea lor, de atitudinea lor, Domnul spune așa: tu faci să răsară soarele tău și peste cei buni și peste cei răi. Tu dai ploaie din cer și peste cei buni și peste cei răi. Adică Dumnezeu îți dă binecuvântarea lucrurilor care te țin în viață și dacă îl blestemi și dacă îi întorci spatele și dacă îți bagi joc de el și dacă îl negi și spui că nu există. E atât de bun Dumnezeu încât îți dă aceste binecuvântări pentru că te-ai născut. Dar Dumnezeu are binecuvântări speciale care au în vedere viața veșnică. Nu doar pentru pământ, ci și pentru cer, pentru veșnicie. Aceste binecuvântări le oferă Dumnezeu tuturor celor care descoperă scopul pentru care s-au născut. Vedeți? În viața fiecărui om sunt două momente definitorii. Primul este momentul în care ne-am născut. Al doilea este momentul în care descoperim scopul pentru care ne-am născut. Când descoperim scopul pentru care ne-am născut, se deschide ușa spre binecuvântările speciale ale lui Dumnezeu. Dacă doar te-ai născut și n-ai descoperit scopul pentru care te-ai născut, atunci vei dori binecuvântări pe care nu le poți obține. Pentru că ele sunt oferite celor care descoperă de ce s-au născut. Le vei dori și nu le vei obține. Și pentru că nu le vei putea obține, vei fi mereu nemulțumit și frustrat. Pentru că n-ai descoperit scopul pentru care te-ai născut, te vei raporta în mod greșit la toate celelalte binecuvântări pentru viața de aici. Le vei administra într-un mod greșit. Pentru că n-ai descoperit de ce te-ai născut, vei căuta fericirea și împlinirea
în locuri și în lucruri periculoase. Ne uităm la România, care este la ora actuală măcinată de acest flagel a drogurilor în școli și între tineri. Copiii aceștia n-au descoperit de ce s-au născut. Au un gol imens și caută. Și caută lucruri greșite. În ce cauți tu? Vei rămâne mereu cu un gol în suflet. Vei sfârși viața cu sentimentul că nu știi de ce te-ai născut. Cu regrete teribile și nepregătit pentru veșnicie. Dacă vei descoperi însă de ce te-ai născut, vei înțelege dintr-o dată rostul vieții. Vei descoperi dintr-o dată bogățiile Harului lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu glorios pentru viața ta și viața familiei tale. Vei avea parte de binecuvântări care îți vor umple sufletul. Și când Domnul Iisus vorbește despre acea binecuvântare care se revarsă peste suflet, spune: din inima lui vor curge râuri de apă vie. Adică arteziană, duhovnicească, spirituală, curge din inimă. O plinătate care se revarsă. Vei fi binecuvântat și vei fi o binecuvântare. Acum toate aceste lucruri, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, le vom sistematiza în săptămâna aceasta, în așa fel încât în fiecare seară să ne ocupăm de o parte. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de viroză și biserica zice: amin. Și dacă simți nevoia să porți mască, vă rog să purtați mască și nimeni nu o să zică: au venit mascații la biserică. E vorba de mascația aia care nu vrei să vină acasă. Deci dacă ai această vulnerabilitate, imunitate scăzută, poți să-ți pui o mască. Dar nu lăsa frica aceasta de viroză să-ți fure binecuvântarea cuvântului lui Dumnezeu. Așa că în seara aceasta, conștienți de faptul că atunci când ne uităm la lucrurile care opresc binecuvântarea lui Dumnezeu, la lucrurile care se întâmplă în viața noastră, e mai ușor să le analizăm în viața altora. Așa e că e mai ușor să faci analiza pe caz pe familia altuia decât pe familia ta. Când e vorba de fiecare dintre noi în dreptul familiei noastre, atunci e un pic mai greu. Ca să descrețez frunțile, bărbații căsătoriți care sunt aici o să mă înțeleagă. Așa e că e mult mai ușor să vezi greșelile altor bărbați în familia lor decât greșelile tale sau ale mele. Că e mult mai ușor să vorbești de faptul că și cu tare și cu tare a făcut cu tare lucru. Dar în cazul soțiilor e cu totul altfel, ele sunt mult mai transparente. Ați înțeles? Așa că ne vom uita la familiile altora. Dacă ne vom uita la familiile acestea, ne vom uita în oglindă. În oglinda acestor familii vom încerca să ne regăsim pe noi. Și e mai ușor. Dacă îi întrebați pe cei care sunt aici medici, personal medical, studenți la medicină, o să vă spună următorul lucru. Atunci când la facultate de medicină studiază bolile, simptomele bolilor, o bună parte dintre studenți se îmbolnăvesc de fiecare boală pe care o studiază. În ce sens? Păi când aud că te doare cu tare, că e cu tare, că e cu tare, ce, dar și eu am de astea. Și ești tentat să spui: dar eu-s bolnav de toate bolile din spital. De ce? Că te uiți într-o oglindă și te uiți la tine. În seara aceasta nu o să ne uităm la oglinda bolilor din trup, ci ne vom uita la oglinda problemelor din suflet, din familie. Și familia la care ne uităm în seara aceasta este familia patriarhului Isaac. Patriarhul Isaac. În capitolul 25 din Cartea Geneza, și vă rog acum să deschideți scripturile acolo și dacă le aveți să mă urmăriți, în versetele acestea de la capitolul 25,
19 la 34, avem prezentată o familie cu lucrurile care aduc binecuvântările lui Dumnezeu și lucruri care opresc binecuvântările lui Dumnezeu. O familie cu vremuri și cu perioade deosebit de glorioase și cu perioade de căderi adânci. Și ne vom uita la modul în care familia aceasta se raportează la binecuvântările lui Dumnezeu. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Este versetul 19, care ne introduce în contextul istoric acestei familii. Orice familie are un context. Orice familie are părinți și bunici și străbunici, are o anumită istorie. Istoria aceasta a familiei poate fi mai frumoasă sau mai puțin frumoasă. Ce amintiri ai tu de la părinții tăi, de la bunicii tăi, de la străbunici, dacă ai prins? Aici este introdusă familia lui Isaac, începând cu Avram. Ca să înțelegem contextul, e important să înțelegem faptul că în cartea Geneza, care are 50 de capitole, cartea aceasta este împărțită în două mari secțiuni. Prima secțiune, de la capitolul 1 la capitolul 11, ne prezintă creația, căderea omului în păcat, potopul și turnul Babel. Creație, cădere, potop, turn Babel. Ce cu ușor de ținut minte și pentru copii. Partea a doua, de la capitolul 12 la capitolul 50, ne prezintă patru mari personalități. Avram, Isaac, cine urmează? Iacov și Iosif. Sunt patru mari personalități, patriarhi. Capitolul 12 este punctul de turnură. De ce? Pentru că de la căderea în păcat până la turnul Babel, lumea s-a dus din rău în mai rău. Păcatul a dus blestem și moarte. Păcatul a dus neînțelegeri, tensiuni, violență. Păcatul a făcut din pământ iad. Și cu toate că Dumnezeu a dus judecata potopului, oamenii nu s-au putut îndrepta. N-au știut de ce s-au născut pe fața pământului și după Babel au alergat bezmetici în toate părțile. Au început să devină idolatri, să-și inventeze zeități și să aibă ritualuri absolut monstruoase. Capitolul 12 este punctul de turnură. Dumnezeu se uită la pământ și alege un om. Omul acesta s-a născut în Mesopotamia, țară păgână, idolatră, el crește într-o familie idolatră și într-o zi anumită Dumnezeu îi se descoperă într-un mod supranatural. Și spune Avram, există doar un singur Dumnezeu adevărat. Nu există mai mulți. Avram este doar un singur Dumnezeu adevărat. El a creat, El guvernează. Avram este monoteism, nu politeism. Și cu Avram începe religia monoteistă pe pământ. Și Dumnezeu spune Avram, uită-te la lumea aceasta, uită-te la oameni. Avram, sunt sub blestemul păcatului și a morții. Se duc din rău în mai rău. Avram, eu îi iubesc. Pentru că este chipul și asemănarea mea, i-am creat după chipul și asemănarea mea. Îi iubesc, Avram. Avram, îmi pasă de ei. Am un plan. Am un plan pentru mântuirea lor. Am un plan și planul acesta are în vedere mântuirea fiecărui om și binecuvântarea fiecărui om și a fiecărei familii. Avram, te invit să fii partenerul meu în acest plan. Să lucrăm împreună. Planul are următorul conținut. Pentru mântuirea omului este nevoie să vină pe pământ Mesia. Să vină Mântuitorul. Și Avram, planul este următorul. Te-am ales pe tine și familia ta
ca de la tine și de la familia ta să pornească acest șuvoi al binecuvântării în toate generațiile până la venirea lui Mesia. Avram, te-am ales pe tine și familia ta și unul dintre copiii tăi va moșteni această binecuvântare. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o oferă Avram este binecuvântarea mesianică. Binecuvântarea mesianică, vei fi o binecuvântare și în tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Avram, această binecuvântare îți schimbă viața. Înțelegi de ce te-ai născut. Înțelegi planul lui Dumnezeu și dintr-o dată te raportezi corect la toate celelalte lucruri. Lucrezi împreună cu Dumnezeu. Unul din copiii tăi va prelua această binecuvântare mesianică și o va da mai departe. Și el, cel care preia, în fiecare generație va transmite această binecuvântare mesianică. O familie și un copil din familia aceea. Din familia lui Avram, Dumnezeu îl alege pe copilul lui pe nume, pe care îl alege? Pe Isaac. Îl alege pe Isaac să primească binecuvântarea mesianică, adică să facă parte din cel mai glorios proiect divin pentru omenire. Și să o ducă mai departe. Și Isaac nu era încă născut când Dumnezeu îi face promisiunea. În mod miraculos, Isaac se naște. E miracol divin. În mod miraculos, Dumnezeu orchestrează întemeierea familiei lui Isaac, pregătită în cer și realizată pe pământ. Geneza, capitolul 24, este capitolul care ne scrie cum a pregătit Dumnezeu căsătoria lui Isaac. Și Isaac se naște înțelegând că este acest plan al lui Dumnezeu oferit lui Avram, Avram îl acceptă și acum este rândul generației lui. Și Isaac era în vârstă de 40 de ani când s-a căsătorit cu Rebeca, fata lui Betuiel, și capitolul 24 ne explică. O familie care este la un nivel atât de înalt a frumuseții, a tuturor binecuvântărilor, a relațiilor, și Biblia ne spune că Isaac o iubea pe Rebeca și o familie nemaipomenită. Se căsătoresc într-o nuntă atât de frumoasă. Toate lucrurile sunt atât de glorioase. Și noi am zice, ca în basmele populare românești, și-au trăit fericiți până la dâns bătrânețe și dacă nu s-a întâmplat nimic, încă trăiesc și astăzi. Numai că nu e așa. După căsătorie, la câteva vreme, constată că Rebeca nu poate avea copii. Binecuvântarea presupune transmiterea binecuvântării prin copii. Nu pot avea copii. Infertilitatea e o problemă mare. Și Isaac și Rebeca sunt apăsați de faptul că n-au binecuvântarea copiilor. Acum, conform studiilor, una din șase familii din România se lovește de problema infertilității. Și sunt familii care își doresc copii și sunt femei care atât de mult își doresc copii, încât în fiecare lună când constată că n-au rămas însărcinate, trăiesc durere și plâng nemaipomenit. Isaac și Rebeca au trecut pe aici. Ce faci când te lovești de problema infertilității? Mai întâi, învață din greșelile altora. Avram, când s-a lovit de problema infertilității, neînțelegând toate lucrurile, n-avea Biblia cum avem noi astăzi, avusese doar câteva revelații divine, dar n-are toate lucrurile. Apelează la mamă surogat. Și așa se naște Ismael și așa se nasc problemele până în ziua de astăzi.
Isaac înțelege, nu repet greșeala tatălui, nu repet greșeala părinților mei. Da, iau de la părinții mei tot ce e frumos, tot ce e bun, dar nu iau greșelile. Așa că Isaac și Rebeca se uită la faptul că n-au binecuvântarea aceasta și vor să o obțină. Și citim în Biblie, Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa care era stearpă. Isaac spune, binecuvântările vin de la... De la cine vin? De la Dumnezeu. Dacă vin de la Dumnezeu, atunci ne ducem să-i le cerem. Și ne ducem să le cerem în rugăciune. Și Avram și Rebeca se duc înaintea lui Dumnezeu și se roagă și cer lui Dumnezeu copii. Și noi citim că Domnul i-a ascultat și nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată și citind aici, ai zice, s-au rugat astăzi și luna viitoare s-a confirmat sarcina. Numai că nu e așa. Pentru că citim că atunci când s-au născut copiii aceștia, Isaac era în vârstă de 60 de ani. Câți ani a avut când s-a căsătorit? 40. Câți ani? 20 de ani. 20 de ani de rugăciune. 20 de ani de așteptări. 20 de ani în care soțul și soția stau înaintea lui și se roagă. Imaginea este de o frumusețe nemaipomenită. Binecuvântările vin de la Dumnezeu și înțeleg că rugăciunea este modalitatea de a cere de la Dumnezeu. După 20 de ani, primesc răspunsul. Extraordinară bucurie. Numai că sarcina e dificilă. Rebeca are sarcină grea. Sunt niște lucruri care o frământă, o îngrijorează, o sperie. Pentru că are niște dureri și sunt niște manifestări care pur și simplu trec dincolo de capacitatea ei de a le procesa. Copiii se băteau în pântecele ei și asta e revelația biblică, Rebeca nu știa. Nu erau atunci toate aceste proceduri imagistice. Astăzi, de îndată ce rămâne cineva însărcinată, se duc să facă o... Ce să facă? Ecografie. Se duc și abia așteaptă să spună ce este, cum este și toate lucrurile și se duc. Cunosc pe cineva care se ducea și de 3 ori pe săptămână la eco, că îi se părea că nu-i ceva în regulă. Numai că Rebeca nu este în vremea ecografiilor, imagistică, și are o sarcină grea, dureroasă, teribilă. Ce să faci? Din nou se duc la Dumnezeu. Rebeca s-a dus să-L întrebe pe Domnul. Să-L întrebe pe Domnul, Doamne, ți-am cerut binecuvântarea, dar de ce sunt aceste simptome, aceste dureri? Și descoperă următorul lucru. Nu doar că Dumnezeu este atotputernic, ci Dumnezeu este și atotștiutor. Că Dumnezeu știe exact ce se întâmplă. Și David spune mai târziu că nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Dumnezeu știe ce se întâmplă acolo. Dumnezeu cunoaște și viitorul acestor copii. Dumnezeu spune, Rebeca, ai gemeni. Ai cerut un copil împreună cu soțul tău și Dumnezeu vă dă 2. Numai, Rebeca, nu doar sarcina va fi cu probleme, ci și creșterea copiilor va fi problematică. Rebeca și Isaac vor fi provocări mari în creșterea copiilor. Pentru că între copiii aceștia va fi rivalitate, între copiii aceștia vor fi tensiuni, între copiii aceștia vor fi mari, mari probleme. Și aici se întâmplă ceva incredibil. Vine nașterea și se confirmă. S-au împlinit zilele când avea să nască și în pântecele ei erau gemeni, 2 gemeni și se naște primul și are o fățișare șocantă. Acum, nu doar faptul că e pielea roșie, pentru că asta se mai întâmplă, să fie cu pielea roșie, iritată, ci
Tot trupușorul acestui copil era acoperit de păr și spune Biblia ca o manta. Deci se naște și e atâta de păros. Și sunt atât de șocați de lucrul acesta încât hotărăsc să-i dea nume. Știți cum i-a dat nume? Părosul. Esau. Spuneți-mi copiilor, care v-ați bucura să vă fi pus părinții numele Părosul? Dar ăsta e numele pe care îl dau. Și al doilea vine după el și al doilea îl ține pe primul cu mâna încleștată pe călcâi. Ca și când ar fi vrut să-l tragă înapoi să iasă el primul. Și când îl văd că e cu mâna încleștată de călcâi, îi dau și lui nume. Ce nume îi dau? Iacob. Ce înseamnă Iacob? Cel care te trage de călcâi. Acum te duci la școală și te întreabă cum te cheamă. Păi mă cheamă Stan Păpușă trage de călcâi. Vă dați seama că toate lucrurile acestea marchează. Se nasc copiii aceștia și urmează creșterea lor. Cum îi crești? Și vă spuneam că aici se rupe filmul. Pentru că din momentul în care se nasc copiii, între Isaac și Rebeca, se produce o distanțare. Nu se mai roagă. I-a avertizat Dumnezeu că vor fi copii care vor avea dificultăți de educație. Și nu-L mai întreabă pe Dumnezeu, Doamne, cum să-i creștem? Doamne, ce avem de făcut că Tu cunoști și temperamentul unuia și altuia, și zestrea genetică a unuia și altuia, și vulnerabilitățile unuia și altuia. Doamne, Tu care le știi toate, învață-ne cum să-i creștem. Nu. Din momentul în care au primit binecuvântarea aceasta, se privatizează cu ea. De acum știm noi ce avem de făcut. Și încep să crească copiii, uitând că i-au primit pentru planul lui Dumnezeu și cresc pentru planul lor. Și hotărăsc că ei știu ce au de făcut și se descurcă fără Dumnezeu. Și Isaac se uită la cei doi copii și spune, mie îmi place mai mult de... De care îi place mai mult? De Esau. De ce îi place mai mult de Esau? Pentru că Esau a devenit un vânător priceput. Și când venea acasă cu vânatul, Esau s-a specializat și în meniuri de vânat. Acum nu vreau să-i supăr pe vânători. Mie îmi place mai mult pescuitul decât vânatul. Am și o bază biblică. Domnul a spus, vă voi face pescari de oameni, nu vânători. Dar sunt oameni care iubesc vânatul. Sunt oameni la care le plac mâncărurile vânătorești. Isaac este mare amator de tocăniță vânătorească. Și Esau spune, asta îi place lui tati, asta îi dau. Și tata trece cu vederea toate lucrurile nepotrivite în viața lui Esau pentru că primește tocăniță vânătorească. Rebeca nu suportă vânatul și toate astea și se uită la Iacob care e mai stilat, e mai calculat. E mai liniștit, mai stă pe acasă. Cu Iacov poți povesti. Cu Iacov ai cu cine vorbi. Interesant că nu mai vorbește cu soțul, vorbește cu copilul. Așa e că nu se întâmplă în casele noastre așa ceva. Și fiecare părinte ia un copil și Rebeca îi trece cu vederea toate greșelile lui Isaac, lui Iacov, și Isaac le trece toate cu vederea a lui Esau. Rebeca nu se interesează de Esau și Iacov nu se interesează de Isaac nu se interesează de Iacov. Fiecare părinte este cu protejatul lui. Dintr-o dată, copiii sunt pentru planurile noastre.
Copiii aceștia trebuie să împlinească așteptările noastre. Dumnezeu le-a dat copiii pentru slava Lui. Au primit promisiunea mesianică. Ei sunt chemați de Dumnezeu pentru un proiect dumnezeiesc în istorie. Isaac și Rebecca nu le spun copiii. Voi nu v-ați născut pentru poftele noastre și ambițiile noastre, pentru planurile noastre. Voi v-ați născut pentru proiectul, pentru planul lui Dumnezeu. Nu-i pregătesc pentru a înțelege de ce s-au născut. Și pentru că părinții se despart de Dumnezeu și gestionează ei binecuvântările, familia se scufundă în criză, în tragedie. Acum, îngăduiți-vă să vă întreb. Ce se întâmplă la noi acasă? Cum te raportezi la binecuvântarea copiilor tăi? Îi crești pentru cer? Îi ajut să înțeleagă de ce s-au născut? Sau îi crești doar pentru pământ? Îi crești ca să împlinești planul lui Dumnezeu sau ambițiile tale? Și ispita este ca mereu, mereu să fim mai preocupați de planurile noastre și să creștem copiii pentru ambițiile noastre, pentru plăcerile noastre și să uităm de planul lui Dumnezeu. Dar probabil că nu se întâmplă la tine acasă. Probabil că tu și soția vă rugați în fiecare seară pentru copiii voștri. Probabil că voi sunteți în unitate. Dar aici, în familia asta, e dezbinare. Și așa cresc copiii. Și copiii învață că noi suntem proprietarii binecuvântărilor, le administrăm noi și nu Dumnezeu. Cu acest model cresc. Și acum sunt mari. Odată, pe când ferbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală. Și Esau i-a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceea roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Doi frați gemeni. Nu știu dacă avem aici în sală frați sau surori gemeni. De regulă, gemenii se înțeleg foarte bine, au o anumită afinitate. În vremea când am lucrat la policlinică și spital, am făcut un studiu pe vreo 30 ceva de cupluri de gemeni. E fascinant. Numai că gemenii ăștia nu se înțeleg, se dușmănesc. Și într-o zi, când Esau vine de la vânat, este obosit și este rupt de foame, probabil într-o criză de hipoglicemie. Tremură de foame. Nu cred că vi se întâmplă vouă. Când vine foamea aceea că tremuri și nu mai vezi, nu te mai poți controla. Și tot ce este în fața ochilor este să prinzi ceva să mănânci. Și vine rupt de foame și fratele lui Iacov e tocmai la bucătărie. Și pregătește, la noi zice traducerea o ciorbă de linte, dar de fapt este o tocăniță de linte. Știți care e diferența între tocăniță și ciorbă? Tocănița are mult mai multe mirodenii, și ceapă prăjită, și ardei prăjit, și alte lucruri acolo. Și are mirosul acela care te lovește de la 2 km. Și Iacov face fiertura asta și frate său vine rupt de foame și când simte mirosul se duce direct la el și spune, dă-mi și mie! Acum ce ai face dacă vine fratele tău și rupt de foame? Spune, sigur că da, ia cât vrei. Numai că Iacov a înțeles ceva. În casa noastră este o binecuvântare. Este o binecuvântare a întâiului născut. Binecuvântarea aceasta a întâiului născut înseamnă că întâiul născut moștenește cea mai mare parte din averea părinților. De ceva e lui. Dreptul acesta de întâi născut înseamnă că după moartea tatălui, el preia conducerea, el devine pater familias, capul familiei. El are întâietatea, el are autoritatea, el are toată moștenirea, ba mai mult. Dreptul acesta de întâi născut înseamnă, el va transmite mai departe zestrea familiei. Și în această zestre, în această moștenire, este moștenirea mesianică. Familia lui Isaac este aleasă să ducă moștenirea aceasta mesianică, făgăduința venirii Domnului.
E acolo. Dar niciuna nu-i pasă de asta. Nici lui Esau, nici lui Iacov. Iacov se uită la toate binecuvântările materiale și sociale care vin cu această promisiune mesianică. Și după astea tânjește. S-a gândit mult la ele. Așa că în clipa aceea, când Esau cere să mănânce, spune: a, stai un pic. E un preț. Primești tocăniță de linte, dar astăzi îmi vinzi dreptul tău de întâi născut, că toate astea sunt în dreptul tău. Ce zici? Ce ai fi spus lui Iacov? Uitați-vă ce spune Esau. La ce-i bun dreptul de întâi născut dacă mor de foame? La ce îmi folosește dacă sunt lihnit? Ce rost are toată această moștenire dacă eu mor de foame? Pentru mine e mai important blidul de linte decât dreptul de întâi născut, așa că ți-l dau ție. Ia-l! Iacov e calculat. Spune: stai un pic. Mai întâi, depui jurământul. Mai întâi depui jurământul. Te legi cu jurământ, nu e așa vorbă că ai mâncat, ai plecat și spui da. Te legi cu jurământ. Adică te legi ca să nu te mai poți dezlega niciodată. Dreptul tău de întâi născut, mi-l dai mie. Și Esau jură. Și dă dreptul de întâi născut. Și Iacov spune: acum poți mânca liniștit. Și Esau mănâncă, bea și pleacă. Știți ce au negociat cei doi copii? Promisiunea mesianică. Dincolo de toate cele de pe pământ, acolo este promisiunea lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Și ei o negociază pe un blid de linte. E înfiorător. Cum au ajuns copiii aceștia atât de jos? Cum ajunge familia aceasta atât de jos? Sunt nepoții lui Avram, tatăl tuturor credincioșilor. O, Doamne, ai milă de casele noastre! O, Doamne, dacă s-a întâmplat acolo, se poate întâmpla și la noi. Doamne, ai milă! Și Biblia spune: Esau și-a disprețuit dreptul de întâi născut. Pentru el, toată promisiunea mesianică nu valorează cât un blid de linte. Iacov spune: pe mine mă interesează binecuvântările. Eu vreau să le obțin, dar vreau să le obțin cu orice chip. Nu vreau să le cer de la Dumnezeu, vreau să le obțin eu. Așa că vreau să le cumpăr și mai târziu vom vedea, vreau să le fur. Iacov este unul care spune: scopul scuză mijloacele. Adică scopul scuză mijloacele. Dacă eu vreau binecuvântare, nu contează pe ce cale obțin. Unul vinde și altul cumpără. Și ce vând și cumpără este ceva atât de scump, atât de glorios. Tot prețul pe care ei îl pun pe promisiunea mesianică, pe planul lui Dumnezeu glorios, este un blid de linte. Un băiat a rămas orfan de tată în urma unei tragedii, a rămas cu o mamă cu resurse limitate, cu necazuri și cu boli. Și se uita la faptul că are 12 ani și nu prea are mari șanse în viață. Și se presurprinderea lui, când s-au plinit cei 12 ani, în ziua de naștere a 12 ani, a venit bunicul din partea tatălui să-i aducă un cadou. S-a bucurat de faptul că totuși bunicul și-a adus aminte de el. Chiar dacă a murit tata, bunicul nu ne-a lăsat. Și-a desfăcut cadou și era un ceas de buzunar vechi. Cadranul era galben,
ceas vechi, vechi de tot și copilul a fost dezamăgit. Bunicul îmi dă ceva de la fier vechi, ceva ce nu-i bun de nimica. Dezamăgit de darul lui bunicul. Așa că a avut imaginea aceea pe față, expresia aceea pe față de copil dezamăgit de darul lui. Și bunicul a văzut și a spus, am următoarea rugăminte. Să duci mâine ceasul și să-l vinzi. Și să te duci să vezi ce preț primești pe el la un magazin de amanet. Știi ce e amanetul? Te duci la un magazin de amanet să vezi cât îți dau. După aceea te duci la consignație și să vezi cât îți dau la consignație pe el. Și apoi te duci la colecționarul acela de obiecte rare. Să vezi cât îți dă el. Nu vii ceasul, ci vii să-mi spui ce ți-a dat fiecare. Băiatul s-a dus la magazinul de amanet. Cel de acolo s-a uitat la ceas și a zis, copile, pe vechitura asta îți dau 35 de dolari. Și copilul a zis, mulțumesc. S-a dus să vadă cât primește la consignație. Și la consignație s-a uitat la ceas și a zis, copile, îți dăm 350 de dolari pe ceasul acesta. Și copilul s-a dus, cum l-a sfătuit bunicul, și la colecționarul de obiecte rare. Și colecționarul s-a uitat la ceas și l-a întrebat, de unde l-ai? Și copilul a spus, mi l-a făcut cadou bunicul. Și colecționarul a spus, este unul dintre cele mai valoroase ceasuri care pot să fie găsite la ora actuală. Mai sunt doar două exemplare în toată țara. Băiete, îți dau acum pe el 350.000 de dolari. Copilul s-a dus bucuros, cu fața radiant. 350.000 de dolari are asigurat tot viitorul lui. S-a dus acasă și i-a spus la bunicu, 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 cadoul tău! La manet mi-a dat 35 de dolari. La consignație 350. La colecționarul acela mi-a oferit 350.000, bunicu! Și bunicu i-a spus, dragul lui bunicu, așa va fi cu viața ta. Așa va fi cu viața ta. Unii vor da pe viața ta 35, alții vor da 350, alții vor da mai mult. Dar cât dă Dumnezeu pe viața ta? Și pentru că ne uităm la familia lui Iacov și a lui Isaac și a lui Esau, ne uităm cât au dat ei pentru Hristos, pentru planul lui Dumnezeu, umbli de linte. Mai trec câteva mii de ani. Și vine un altul care îl vinde pe Hristos pentru 30 de arginți. Atât valorează în ochii noștri ceea ce face Dumnezeu. Din perspectiva cealaltă se uită Dumnezeu la noi. Se uită Dumnezeu la noi din perspectiva cerului și Dumnezeu întreabă, care este prețul pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru tine? Care-i valoarea ta? Care-i valoarea ca să poți să fii mântuit? Cât dă Dumnezeu pentru noi? Și Apostolul Pavel spune, știți că nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărați din păcatele voastre, din felul vostru rătăcit de vețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Când Dumnezeu se uită la noi, valoarea ta, valoarea mea, valoarea fiecare dintre noi este egală cu viața lui Hristos. Atât de mult ne prețuiește Dumnezeu. Și noi stăm cu bridul de linte în față. Ți-a dat Dumnezeu viață. Ți-a dat Dumnezeu toate binecuvântările pentru pământ și le pregătește pe cele pentru cer, pentru fiecare. Pe cât le vinzi? Care-i blidul tău de linte? Care-i blidul tău de linte? Pentru unii s-ar putea ca blidul de linte să fie imagini spurcate. Pentru alții s-ar putea ca blidul de linte să fie relații păcătoase.
Pentru alții s-ar putea ca bridul de linte să fie câștigul. Pentru altul bridul de linte să fie mândria, orgoliu, să ajung. Care-i blidul tău de linte? Ce te desparte de cel care se uită la tine și spune prețul tău este prețul jertfei lui Hristos? Care-i blidul tău de linte? Sau te uiți și spui, pe mine nu mă interesează cerul. E o întâmplare extraordinară cu Spurgeon, care predica Spurgeon, a fost un mare predicator la Londra, în secolul XIX, spre începutul secolului XX, un om cu un har deosebit și la un moment dat le-a spus oamenilor că Dumnezeu a pregătit un loc în cer pentru fiecare om de pe pământ în baza jertfei lui Hristos. Și un om din mulțime a spus, domnule Spurgeon, pe mine nu mă interesează locul meu din cer. Și Spurgeon a spus, nu te interesează, ți-l cumpăr eu. Te rog să mi-l vinzi mie. Și a spus, uite, îți dau 100 de lire sterline pentru locul tău din cer, dă-mi-l mie. Și omul s-a uitat la Spurgeon și a zis, se destul de fraier. Așa că, spus, bine, ți-l dau, dă-mi 100 de lire, a luat 100 de lire și a plecat acasă. Numai că noaptea a început să îl frământe gândul. Stai un pic, dar ce târg am făcut eu? Adică numai atâta valorează un loc din cer. Dacă omul acela e chiar așa de convins că există loc în cer. Și a început să se frământe și după câteva vreme s-a dus la Spurgeon și a spus, domnul pastor, vă rog să-mi dați banii înapoi. Nu vreau să-mi vând locul din cer. Și Spurgeon a spus, îmi pare rău, ai promis. Și a spus, vă rog frumos, vă dau cât vreți dumneavoastră în plus, numai dați-mi înapoi locul din cer. Tu pentru cât îl vânzi? Pentru cât vinzi lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu? În 2011, un băiat care era student în anul întâi la universitate, în China, din familie săracă se întoarce acasă cu un iPhone 4, deci telefon de ăsta mobil grozav, și cu o tabletă. Și mama lui se uită la el și întreabă, dar de unde ai avut bani să le cumperi? Și copilul spune, mi-am vândut un rinic. Poftim? Mi-am vândut un rinic. Și am primit pe rinicul acela $3,000. Și mi-am cumpărat telefonul și tableta. Mama s-a îngrozit. Cum ai putut să faci așa ceva? Ce-a fost în capul tău? Copilul a spus, mi le-am dorit. La scurtă vreme a făcut o infecție la celălalt rinichi. A ajuns internat în spital în stare destul de gravă și acolo medicii au aflat ce s-a întâmplat și s-a pornit o anchetă. Și au descoperit în cadrul anchetei că în clasa în care era copilul acesta, un coleg de-a lui și-a făcut rost de un iPhone 4. Și dintr-o dată a devenit vedeta clasei. Toți cei din clasă se duceau la el în pauză să vadă iPhone-ul și ce aplicații are și era de acum vedeta clasei. Și a spus în sinea lui, și eu vreau. Așa că a început să navigheze pe internet să vadă cum ar putea să-și procure și el. Și a dat peste un grup infracțional care i-au spus că dacă își vinde un rinic, primește $20,000 și își cumpără ce vrea el. Și copilul s-a dus undeva într-o zonă în care se fac asemenea prelevări de organe, neoficial, piața neagră de organe, i-au scos rinichiul și i-au dat $3,000. S-a făcut anchetă și i-au descoperit pe infractori, medici și traficanți de organe, care au luat pe piața neagră a organelor $35,000 pentru rinichiul băiatului. În urma bolii, băiatul a rămas dependent de dializă pentru restul vieții. Și când l-au întrebat jurnaliștii, cum ai putut să faci așa ceva, a spus, atunci am crezut că mă descurc și cu un rinic, că mi-a de ajuns, pot renunța la unul. Ce ai zice să-ți vină copilul acasă cu așa ceva? Dar e mult mai grav. Noi suntem gata să renunțăm la cer.
Și când cerul s-a uitat la ce se întâmplă în familia lui Isaac, ne întrebăm, mai poate Dumnezeu binecuvânta o asemenea familie? Mai poate face Dumnezeu ceva? Mai poate scoate Dumnezeu de acolo ceva? Pentru că făgăduința mesianică este pentru toate familiile Pământului și nu-i familia atât de jos să nu poată fi binecuvântate de Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează familia lui Isaac. Și citim în Biblie că Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu este Dumnezeul răscumpărării. Dumnezeu este Dumnezeul care ia greșelile noastre, păcatele noastre, pentru că a venit Fiul Său în lumea noastră. A venit Hristos să ia păcatele și cei din Vechiul Testament se uitau înainte la venirea lui Hristos. Noi ne uităm în urmă că a venit Hristos și în Hristos, Domnul, avem iertarea păcatelor și avem viața veșnică, a Lui să fie slava. Blidul de linte și crucea lui Hristos. În ziua în care a fost răstignit Hristos, marii preoți l-au vândut pe 30 de dolari, pe 30 de arginți. Atât au dat pentru el. Iuda a luat 30 de arginți. Ceilalți s-au lepădat de el. Acolo pe cruce lângă Hristos era un tâlhar care își bătea joc de el și un altul. Dar poate Dumnezeu să asculte și un om în asemenea stare? Omul acela, dintr-o dată a înțeles pentru ce s-a născut. Până atunci a crezut că s-a născut să fie hoț, să fie tâlhar. S-a născut doar pentru pământ. Acum pe cruce a înțeles că s-a născut pentru cer. Dar stai un pic. Dar cum pot ajunge eu în cer? Dacă mă uit la toată istoria vieții mele, la toate faptele mele, dacă mă uit la tot ce am făcut eu, toate acestea înseamnă judecata și pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. Și se uită spre Hristos, care doar cu ceva timp înainte a rostit o rugăciune de pe cruce și a spus, Tată, iartă-i, iartă-i că nu știu ce fac. Și se uită spre Hristos și dintr-o dată îi se luminează mintea și înțelege că acolo moare cineva care nu-i tâlhar, că este Fiul lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte de mine. Când vei veni în împărăția ta? Cât valorează viața celui tâlhar? Atât cât valorează și a mea. Atât cât valorează și a ta. Viața, jertfa, moartea pe crucea Mântuitorului. Și în baza jertfei Lui, în baza faptului că a murit pentru păcatele noastre, în baza faptului că pe cel ce vine la El nu-L alungă afară, Domnul se uită spre El și spune, adevărat îți spun că mai stăm de vorbă data viitoare, nu? Adevărat îți spun că astăzi, ce se va întâmpla astăzi? Plecăm amândoi de pe pământ și ne întâlnim dincolo. Ne întâlnim dincolo. Astăzi te primesc în împărăția cerurilor. Astăzi vei fi cu mine în rai. Blidul de linte și crucea. Esau și Iacov au crezut că totul se reduce la blidul de linte. Ce crezi tu? Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Vrea să-ți binecuvinteze familia. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt în Hristos Domnul. Binecuvântările vin împreună cu Mântuitorul. Binecuvântările vin atunci când El vine. Și Evanghelistul Ioan spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar, există un dar. Există un dar a unora care l-au primit, adică cred în mântuirea oferită de Domnul în baza jertfei Lui. Și acestora le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu, cu binecuvântările lui Dumnezeu.
Ce opresc? Ce lucruri opresc binecuvântările lui Dumnezeu în viața mea și viața ta? Care-i blidul tău de linte? E față în față cu crucea lui Hristos, cu care o să mergi acasă. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Așa cum stăm. Plecăm capetele în rugăciune. Ne uităm fiecare la noi și la casa noastră. Ne uităm care sunt lucrurile care opresc binecuvântările lui Dumnezeu, unde am falimentat, unde am făcut decizii greșite. Ne uităm la lucrurile care aduc binecuvântarea lui Dumnezeu. Și înțelegem că atunci când binecuvântarea lui Dumnezeu vine, este eliberată inima de toate păcatele și toate apăsările și toate frământările. Că experimentăm pacea lui Dumnezeu și pacea cu Dumnezeu. Înțelegem că atunci când vine binecuvântarea lui Dumnezeu, ea vine peste mine și peste familia mea. Și binecuvântarea lui Dumnezeu scoate familia din cea mai de jos stare posibilă și revarsă peste ea harul iertării. Cât de mult îți dorești lucrul acesta pentru tine și familia ta? Domnul Iisus a spus: pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Când vii la El, când te uiți la viața ta și la familia ta și spui: Doamne, am înțeles în seara aceasta că binecuvântările vin atunci când înțeleg de ce m-am născut. Și înțeleg că m-am născut nu pentru iad, ci pentru cer. Și înțeleg că ușa spre cer, calea spre cer, este în persoana Mântuitorului, în jertfa de ispășire de la Calvar, în crucea ta. Înțeleg, Doamne, că atunci când vin la Tine și îmi recunosc starea, Tu ești un Dumnezeu care ierți, ești un Dumnezeu care dai binecuvântarea împăcării, ești un Dumnezeu care schimbi viața și un Dumnezeu care binecuvintezi familia. Și, Doamne, în seara aceasta Te rog, primește-mă și pe mine. Spune: Doamne, m-am uitat la bridul meu de linte. M-am uitat la bridul acela de linte și înțeleg că oricât aș mânca din el, voi rămâne tot flămând și gol. Voi rămâne tot pierdut în cosmos. Voi rămâne pierdut pentru veșnicie. M-am uitat la crucea lui Hristos și înțeleg că acolo este harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu. Am înțeles, Doamne, că și tâlharul de pe cruce a primit iertare și binecuvântare. Și vin înaintea Ta și spun: în numele și în baza jertfei Tale la Calvar, Doamne, iartă și viața mea. Iartă-mi că ani de zile Te-am lăsat și Te-am trădat și Te-am vândut pe un blid de linte. Iartă-mă, Doamne! Mulțumesc că Tu nu m-ai vândut pe un blid de linte, ci mulțumesc că Tu ți-ai dat viața pentru mine. Doamne, în seara aceasta mă întorc la Tine și Te rog din toată inima să mă primești. Și Domnul Iisus spune: pe cel ce vine la mine, îl voi primi. Ești gata să-i spui? Dacă ești gata să-i spui, dacă ești gata să te uiți la bridul tău de linte și la crucea lui Hristos, la binecuvântările lui Dumnezeu între cele două, să spui: Doamne, în seara aceasta vreau să mă duc acasă sub protecția, binecuvântarea crucii lui Hristos. Spune: primește-mă și pe mine. Înalți o rugăciune din inima ta. Înalți o rugăciune și cere-i binecuvântarea și iertarea. Și dacă din inima ta înalți rugăciunea aceasta și ești gata să spui: Doamne, aici sunt. Înțeleg că m-am născut pentru cer. Și vreau să mă duc acasă binecuvântat de Tine. Vreau să mă duc acasă cu binecuvântarea mesianică, a iertării Tale, a harului Tău, a împăcării cu Tine. Atunci, în numele Celui care a murit pe cruce, împreună cu rugăciunea ta, mai fă un lucru. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Arată-mi printr-o mână ridicată că vrei să te duci acasă cu binecuvântarea iertării în crucea lui Hristos,
cu binecuvântările lui Dumnezeu în baza jertfei lui. Acolo unde ești, și începem cu cei de la balcon, ridică mâna sus o clipă ca să o pot vedea și spune: mâna aceasta ridicată este mâna mea care spune: Doamne, din toată inima mă întorc la tine și te rog să mă primești. La balcon oriunde este cineva, ridică mâna sus ca să o pot ține, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, v-am văzut și acolo, să vă binecuvinteze Dumnezeu la balcon. Dacă mai este cineva, blidul tău de linte și crucea lui Hristos, să vă binecuvinteze Domnul, v-am văzut și acolo. Dacă mai este cineva la balcon, să vă binecuvinteze Dumnezeu, da, v-am văzut. Dacă mai sunt alții la balcon, jos aici în sală sub balcon, te-a cercetat Domnul Dumnezeu și ești gata să spui: Doamne, vreau să mă duc acasă cu binecuvântarea iertării tale, cu binecuvântările tale în baza jertfei lui Hristos. Doamne, primește-mă și pe mine și binecuvintează-mă și pe mine și familia mea cu mântuirea ta, cu binecuvântările tale. Adică mâna sus, dacă mai este cineva jos aici în sală, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Da, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Să vă binecuvânteze Dumnezeu. Lăsați mâinile jos. Dacă sunt alții, e o luptă deosebită. E o luptă spirituală. Aș vrea să vă spun ceva. Pentru Iacov a mai fost o altă ocazie, pentru Esau niciodată. Biblia ne spune că din ziua aceea când Esau și-a vândut dreptul de întâi născut, pentru el, pentru totdeauna, ușa binecuvântărilor s-a închis. Pentru că Dumnezeu are o zi în care ne oferă harul și are o zi în care se închide ușa harului. De aceea spune Biblia astăzi, dacă auzi glasul lui, nu ți-mi pietri inima. Rămâne în rugăciune în timp ce corul bărbătesc va cânta. Și în timp ce auzi și cuvintele și melodia, întreabă-te: mă duc acasă cu blidul de linte sau cu jertfa lui Hristos? Mă duc acasă cu binecuvântările pe care le administrez eu? Sau mă duc acasă cu binecuvântările pe care mi le dă Dumnezeu?